Apropo de Mi chestia se asta, pare că foarte greu să faci asta. fiți atenți, deci apropo de redefinirea viitorului, da? Că acum am vorbit de partea plină și bună a paharului, da? Cu cursurile de la... Stai, lasă că e bine, mă bucur! Deci ce face, uite, ce fac atelierile Ilbac de peste 10 ani de zile? Cursuri în care tu poți să ori să-ți dezvolți o pasiune, ori să dezvolți un business, da? Sau să ai un nou job, da? Rămâi fără job... Faci cursul, găsești ceva nou de făcut. Da, cursul de barman aveți acum. Sau să te perfecționezi în ceea ce știi tu să faci. Sau să faci școala de etichetă, da? Să rafinezi imaginea ca să reușești pe drumul pe care tu ți l-ai creat, da, în business, în job și așa mai departe. Dar acum partea cealaltă este că mă reinventez. Vreau să fac bani repede, vreau să fiu influencer sau vreau să fiu vedetă sau merg pe această platformă și încep să fac tot felul de compromisuri pentru că vreau să am bani. Dar apropo de videochaturi, vi se pare normal ca aceste businessuri, da, să aibă panouri mari în Piața Victoriei lângă guvern? Clar, sau lângă căminele unui sau lângă căminele de studenți, sau vi se pare frumos să aveți panouri mari cu cazinourile virtuale? Cu hai bet că te-ai scos din sărăcie? Nu! Mie aici mi se pare că trebuie să, nu știu, oameni ca noi ar cam trebui să pună piciorul în prag și să tragă un semnal de alarmă, pentru că... Păi de ce mă, că dacă vedetele fac reclamă la cazinouri, cum să... Diana, sunt unele țări care au cazinourile interzise. Noi avem oameni din Israel care vin în România la cazinouri, pentru că acolo... Da, dar sunt atât de multe aici, nu se întâmplă chestia pentru că asta. Noi avem consumatori de așa ceva. Adică publicul românii asta fac. Zici? Păi, dacă vreți să vă dau o informație nimeni, interesantă, apropo de cazinouri, știți, am aflat și eu informația de la cineva care lucrează într-un cazino, știți care sunt cele mai profitabile zone unde bubuie efectiv cazinou? La țară. Unde sunt cei mai săraci? Păcănelele! Păi da, pentru că vor să iasă din sărăcie, așa. Bubuie cazinourile. În București nu merge la fel de bine cum merge în Oltenia, se înțelege. Da, pentru clar. Că până acum s-a mers la noi pe lipsa de educație și lipsa de informare și am mers pe chestia aia cu românul dă bumul și devine bogat, vând terenul, mi-am luat 3 mașini și mamă, ce bogat sunt, până când te trezești că alea 3 mașini nu ți dau de mâncare. Corect. Și s-au dus și banii și s-au dus și s-a dus și terenul pe care ai fi putut să faci ceva. În fine, din lipsa de educație. Educație, știi? Și spuneam, apropo de asta, că avem acces la informație, că am putea să facem și nu știu, avem aceste cursuri. Dar dacă noi, generațiile noastre, nu încercăm să le transmitem oamenilor că fără puțină educație, fără puțină muncă, totul se duce, e ca un miraj. Adică exact ca banii ăștia obținuți ușor. Dar voi nu știți că și la loto, deci România e încrizată cu jocul la loto, da? Dar ăia care au câștigat milioane, n-au ajuns bine. Niciunul. Niciunul n-a investit într-un business. Toți și-au luat exact ce ai spus tu. Mașini scumpe. În ce business? Da, exact, în ce business? Că trebuie să ai o educație și o pregătire ca să faci un business. Despre asta e vorba. Dar apropo de bani. Că uite, de exemplu, eu am participat la un eveniment în care am aflat câte ceva despre cripto. Iară, tu faci vreun curs de stat, creezi un curs de stat de ne cripto? Gândeam. Adică e un fenomen. Nu ne gândeam la cripto, ne gândeam la blockchain, zona de programare, odată. Doi, ne gândeam la zona de brocheraj, pentru că este o soluție bună pentru alții. E o chestie nu cripto. Paralelă cu subiectul. Dar să știi că, dragă, multe vedete... Și au cumpărat criptomonedele astea și efectiv vor și să se îmbogățească. Nu știu ce au făcut. Cu am avut bani și am zis că sunt fericită și nu sunt. N-au fost. Banii n-aduc fericirea. Zici? Aduc un confort din punctul meu de vedere. Da, așa este, din punctul meu de vedere. Mi-au adus un confort și aduc un confort într-adevăr, dar fericirea nu ține de bani. Fericirea și mulțumirea de sine și de viață și bucuria nu ține de bani și nu o să țină niciodată. Oricine ar putea să-mi spună că are 700 de iahturi și se plimbă și vede lumea și bă, dacă e singur și n-ai un prieten adevărat și n-ai o persoană cu care să împarți lucrurile astea și în general așa ajung oamenii care au foarte mulți bani, n-ai obținut nimic decât niște lucruri cu care nu pleci de pe lumea asta. Nu pleci cu ele. Pleci în chiloți, o șosetă, ce? Cine? Cui se face milă și cu ce te îmbracă pe acolo, știi? Bă, nu-l pune pe la scumă, că oricum nu, ce să facă cu el? Pune-l pe la ieftin, adică, înțelegi ce zic? De asta, noi ar trebui
din punctul meu de vedere, că vorbim de ce să le transmite oamenii și ce să exact. Învățăm. Și cum ne redefinim viitorul. Ideea este că important, în afară de bani și a crea business-ul și a face niște lucruri care să-ți aducă valoare sau care să-ți aducă faimă și mai departe, cel mai important lucru ca să fii om și să rămâi om este să fii tu bine cu tine și fericit.